Pace, aș dori să deschidem împreună cuvântul Domnului la Luca, în capitolul 15. Luca, capitolul 15, și vom citi primele versete. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta, care om dintre voi dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după ce a pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă îi cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Amin! Mi-am rătăcit notițele. Nu știu dacă sunt pe acolo. Am tot scris la ele. Gata, le-am găsit. Nu-i problemă că le aveam în telefon, nu vă îngrijorați. Dar mi-am mai făcut câteva notări. Mă bucur să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră și de asemenea mă bucur să pot sluji la cuvânt. De fiecare dată o spun și o voi spune întotdeauna Ceea ce spun, îmi spun în primul rând mie și apoi dacă cineva are vreun beneficiu, nu pot decât să-i fiu mulțumitor Domnului. S-a mai pus această întrebare și o pun și eu. În contextul în care voi vorbi în această dimineață, dacă ați trecut vreodată printr-o situație și anume să pierdeți un copil sau să se rătăcească undeva într-un magazin sau să nu-l mai găsiți, sau pentru cei care nu aveți un copil, un Animal de companie, nu știu, o pisică, un câine, vreau să vă întreb care a fost sentimentul, dacă vă mai aduceți aminte, ce vi s-a întâmplat în acel moment. Eu vă pot descrie ce mi se întâmplă mie. Când dacă dispare un copil, inima mi se din piept, crește o adrenalină și uh, trebuie să fac ceva, trebuie să acționez într-un fel. De multe ori, când ești așa stresat, poți acționa destul de greșit. Dar există această adrenalină care crește în noi pentru a rezolva această situație. De ce am folosit și de ce v-am întrebat acest lucru? Pentru că aș vrea să fac o comparație poate nefericită, dar poate ne ajută în înțelegerea mai bună a Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă pentru noi, pentru copiii noștri, e un stres așa de mare să ne găsim copilul, care e stresul lui Dumnezeu pentru fiecare oaie pierdută? Cum îi bate inima lui Dumnezeu pentru fiecare, cum i-a bătut pentru fiecare dintre noi și cum îi bate pentru fiecare păcătos. Parabola aceasta a oilor, a oii pierdute și subliniez și a oilor, pentru că nu doar cea pierdută avea o problemă, ci și cele 99, de fapt ne arată pe scurt dragostea de plină a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu a fost, este și va fi întotdeauna preocupat de pocăința oamenilor. Așa de preocupat încât ne spune Sfânta Scriptură că a dat tot ce a avut mai sfânt. În continuare a acestei pilde, nu am să citesc, dar fac apel la memoria dumneavoastră și la faptul că mulți dintre dumneavoastră ați parcurs Sfânta Scriptură, ne mai sunt prezentate încă două pilde. Pilda cu un bănuț pierdut a unei femei care a pierdut o monedă, o bagnotă, un leu din zece și apoi binecunoscuta pilda fiului risipitor, cel care a plecat de acasă. Fiecare dintre aceste personaje, din pildele pe care Domnul Iisus Hristos ni le prezintă în, în, aceste, în aceste povestiri, în aceste istorisiri, observăm un lucru foarte important pe care aș vrea în dimineața aceasta să-l să reținem și să plecăm cu el de acasă. Dedică timp. Dedică timp. Păstorul căruia i-a plecat oaia, ce face? Lasă toate lucrurile deoparte, probabil că trebuia să le dea celor late de mâncare, să le mungă, îl mulgă, să le îngrijească și așa mai departe, dar își ia din timpul pentru cele 99 și îl dedică celei pierdute. Femeia care avea 9 lei putea să spună, nu mai am nevoie, lasă că o să găsesc eu leul ăsta odată când fac curățenie. Nu, lasă cei 9 lei și caută, investește în timp în căutarea celeilalte monede. Apoi pilda fiului risă, risipitor, exemplul tatălui care de asemenea ni se spune că l-a așteptat l-a așteptat. Așadar, toate cele trei uh, pilde ne înfățișează de fapt o acțiune a omului, o dedicare în mod activ pentru a găsi ceea ce este pierdut. Și desigur, temele comune ale acestor trei pilde, tema, temele, că sunt mai multe, uh, este pocăința răscumpărarea și restaurarea. De asemenea, ce pot să mai spun despre pasajul acesta și despre pildele acestea este că poate și este făcută o încrucișare, o paralelă cu Evanghelia după Ioan, capitolul 10, unde Domnul Iisus Hristos ne este prezentat ca păstorul cel bun. Revenind la pilda aceasta pe care am citit-o cu oaia pierdută, în vremea aceea, din câte m-am documentat, păstorul își asuma o responsabilitate înaintea stăpânului pentru a nu pierde nicio oaie, pentru a avea grijă de toate oile care i-au fost încredințate. Avea responsabilitatea aceasta. Și uh, nu trebuia să piardă niciuna, nu trebuia să uh, fie omorâtă niciuna. Dar ne gândim și în ziua de astăzi nu știu dacă unii dintre dumneavoastră ați fost la păscut, oi, capre și așa mai departe. Dacă îți fugi o capră în trifoi, nu știu dacă știți, dar alegi după aia repede, repede, că mănâncă și trifoulul al cui este, dar se umflă și moare. Și desigur, orice cioban, orice păstor în zilele noastre, dacă o oaie este rătăcită, furată, pierdută sau chiar răpită de un lup și dacă mai este în viață, face tot posibilul să o recupereze. Și întotdeauna vom va lăsa oierul, toate celelalte oi, și se va duce după cea rătăcită. Aș vrea să fac o afirmație și m-aș bucura să fim toți de acord. Dacă am fi toți de acord. Toți suntem sau am fost răit, oi rătăcite. Nu ne-am născut în staulul lui Dumnezeu, nu ne-am născut în ograda lui Dumnezeu, ci din nefericire fiecare dintre noi am rătăcit departe de păstorul cel bun. În lumea aceasta mare, poate că unii dintre dumneavoastră ați crescut în familii de credincioși și nu ați gustat, slavă Domnului, de uh, amarul acesta al lumii, dar cei care am fost în lume știm foarte bine de unde ne-a adus păstorul nostru cel bun. O aie care iese din staulul său, care pleacă din staulul său, întotdeauna este expusă pericolelor. Și, uh, și într-un război, dacă un soldat pleacă de lângă ai lui, caramazi, uh, camarazi, uh, poate, fi, poate fi expus riscului de a-l omorâ. De asemenea, o oaie uh, care iese dintr-un staul, probabil din curiozitate... Și de multe ori, să știți că, făcând o paralelă cu noi, de multe ori omul păcătuiește din curiozitate, poate oaia pleacă din curiozitate, poate că vede un lan mai mare de trifoi, de iarbă, de nu știu ce, sau poate întâmplător, sau poate altcineva i-a -a dat drumul. Dar să știți că oaia aceasta care iese din staul întotdeauna va fi expusă pericolelor. Și cel mai mare pericol, unul dintre cele, cele mai mari pericole, știți cine este? lupul Lupul onghite Cel mai mare pericol al credincioșilor este diavolul. De aceea este bine ca orice oaie care am fost adusă de Domnul Isus în spinarea sa sfântă în staulul său să rămânem acolo. Și Pericolul acesta al oii nu este doar unul de a fi rănită sau de a fi, nu știu, lovită, ci este un pericol de moarte. Plata păcatului, ne spune Apostolul Pavel, este moartea. Nu asculți de Domnul, nu crezi în Domnul Isus Hristos, plata este moartea. Îmi pare rău, asta spune Sfânta Scriptură. Dar vestea este în al doilea, a doua parte a versetului, este, vestea bună este că darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos Domnul, slăvit să-i fie numele. Așa suntem și noi fără păstori, frați și surori. Adică așa suntem și noi fără o relație cu Dumnezeu, niște oi rătăcite, niște oi care nu știm încotro mergem, nu știm la ce ne expunem, nu știm care sunt pericolele suntem oi rătăcite sau mulți dintre noi am fost. Tocmai din acest motiv a trebuit ca Dumnezeu însuși Tatăl, Creatorul tuturor lucrurilor, inclusiv al oilor, să trimită pe Fiul Său în lume, pe Domnul Isus Hristos, ca să-și dea viața, pentru ca fie, fiecare oaie rătăcită, fie plecată, fie din staul, să fie mântuită. Pentru că ne spune în Luca, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și știm de sigur, ne-am reamintit de jertfa Domnului Iisus, de ne reamintim de călătoria sa pe pământ, de faptul că s-a născut într-o este deplorabil, orice rege s-ar naște într-un palat, faptul că a trăit într-o familie săracă, faptul că a slujit tuturor celorlalți, deși el avea dreptul de plin să fie slujit. Faptul că și-a dat și subliniez, să știți, frați și surori, apropo de masa Domnului, îmi doresc tare mult să conștientizăm faptul că Domnul Iisus Hristos nu a fost o victimă. E adevărat, trebuie să ne aducem aminte de rănile sale, de sângele său, dar El a deținut controlul. El spune în Ioan 10, eu îmi dau viața și tot eu o iau înapoi. El a fost cel care a deținut tot controlul tuturor lucrurilor de atunci. El nu a fost o victimă, a fost biruitor. Sper să credem toți acest lucru. Apoi, după suferințele pe care, prin care a trecut Domnul Isus Hristos în cele din urmă, nu i-a fost luată viața nu puteau să-l omoare, viața nu poți să o omori. El și-a dat viața. Și știți de ce subliniez lucrul ăsta? Că e o responsabilitate și mai mare. Adică, domne, eu, săracul l-a omorât, n-a făcut nicio vină de la... Nu! El n-avea nicio vină, nu s-a găsit niciun păcat, dar de bună voie, din dragoste pentru noi, și-a dat viața ca preț de răscumpărare. E, desigur, lucrul ăsta este un mare har pentru noi, dar există și o responsabilitate. Pentru lucrarea Domnului Iisus. Apoi ne este așa cum am spus prezentat Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 10, am să mai citesc din, ace... citesc din acest capitol, mă iertați. Uh, spune, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. De multe ori m-am gândit că cele 99 de oi erau liniștite, credincioase, stătau lângă Domnul, dar am aflat cu stupare citind mai bine, că de fapt și cele 99 de oi nu erau pocăite. El aveau senzația, în opinia lor, credeau că nu -avem, -avem, nevoie de, asta, de o astfel de pocăință. Și uitați, așa începe pilda, spune, toți vame și și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și cine? Farisei și că cărturarii cârteau și ziceau. Există riscul ca și în bisericile noastre, mulți dintre tinerii, copiii noștri, să creadă că sunt parte din oile lui Dumnezeu. Și, de fapt, să fie mai rătăcite decât oaia rătăcită. Ei doar au o senzație, au impresia, domnule, eu nu prea mint, nici la școală nu copiez, nu fur, mă port frumos dar nu sunt născuți din nou. Și Domnul Isus este foarte clar, spune, nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu este născut din nou, dacă nu are schimbarea aceasta. Și desigur, poate unii dintre dumneavoastră care v-ați născut în familii de credincioși, este o binecuvântare să nu credeți că spun că e un lucru rău. E foarte bine, e cel mai bine că ați fost ocrotiți de lupii lumii ăsteia, de mizeriile lumii acesteia. Dar atenție, să nu fiți o oaie ca în pilda fiului risipitor, rătăcitor, că și acela era, care stătea lângă taică -so, dar niciodată nu l-a cunoscut pe taică -so. Și de asta aș vrea ca în dimineața aceasta, fiecare dintre noi, dacă ești o oaie rătăcită, dacă n-ai fost niciodată în staulul mântuitorului, păstorului, pocăiește-te, întoarce-te, păstorul te caută și astăzi. Dacă ești o oaie care crezi că ești lângă păstor, cercetează-te în lumina cuvântului lui Dumnezeu și vezi Apostolul Ioan spune, cine are pe fiul, are viața, cine nu are pe fiul, nu are viața. Ei bine, și cum pot, merg mai departe cu raționamentul, cu logica, cum pot testa dacă eu sunt mântuit? Și desigur îți pot răspunde cu câteva întrebări. Faci ceea ce spune Domnul Isus Hristos? Te asemeni din fiecare zi, cât poți tu, îți dai silința să te asemeni cu Domnul Isus Hristos? Citești Sfânta Scriptură? Te rogi în fiecare zi, vii duminica Poate și joia la rugăciune, la biserică? Ai o relație personală cu Domnul? Îți e frică, merg mai departe? Îți e teamă să păcătuiești? Sau dacă ai păcătuit, ai vreun regret? Toate lucrurile acestea coroborate, combinate, îți pot da un răspuns. Și închei, mă rog, această paranteză cu o simplă întrebare pe care fiecare dintre noi trebuie să ne punem, că suntem creștini de 30 de ani pe calea Domnului, de 10 sau mai puțin. Dacă la noapte mor, dacă la noapte mor, eu unde ajung? Și nu răspundeți pentru părinți, nu răspundeți pentru nimeni, pentru dumneavoastră, în dreptul dumneavoastră, cu toată sinceritatea. Doamne, eu unde merg dacă la noapte mor? Așadar ne sunt prezentate aceste 100 de oi care de fapt toate erau moarte Sunt foarte mulți, să știți, în bisericile noastre care ascultă Cuvântul, care îl cunosc Cuvântul pe din afară, dar care nu sunt din staulul Domnului. Și nu putem noi, cei care aducem un Cuvânt aici în față, să facem ceva. Nu putem în dreptul copiilor noștri. Nu avem cum. Au ajuns unii dintre ei la o vârstă la care pot lua o decizie. Nu ai cum să-l forțezi. Nu ai cum să-l faci să fie născut din nou. Nu se poate. Este o decizie, este și o decizie, poate e prea mult spus, este o manifestare a dragostei față de Dumnezeu. Nu pentru mine, nu de dragul meu, copile dragă îți spun asta, de dragul lui Dumnezeu, de dragul a ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos la cruce. Nu-i de ajuns că-ți aduci în fiecare duminică aminte de rănile de sângele său, care a curs și pentru păcatele tale. Eu, într-adevăr, sunt puțin mai dramatic, mai merg în zona mai accentuată, apăsată a lucrurilor. Dar știți de ce fac lucrul acesta? Pentru că eu chiar îmi dau seama că e o chestiune de viață și de moarte. Nu e doar venitul duminica, cum a spus fratele mai devreme, venim la biserică. Nu avem ce face. Ba avem. Dar e o chestiune de viață și de moarte. Mă hrănesc aici vin în staul unde spune că dacă doi sau trei adunați sunt în numele meu adunați, voi fi și eu acolo. Vin să fac parte din biserică, să mă bucur, să plec de aici schimbat, hrănit, transformat. De ce? Pentru că ies, ne trimite Domnul Iisus unde? Mergeți la cine? La lupi. Și dacă nu ești pregătit, dacă nu ești hrănit, dacă nu ești cum trebuie cu Domnul, vom fi fiecare dintre noi o victimă foarte ușoară. Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul Isus Hristos. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. În afară de Crăciun și de Paște, unde în loc să ne aducem aminte de El, ne aducem aminte de iepurași și de moșgerilă, pardon, moș Crăciun, a murit moșgerilă. În afară de asta ne aducem aminte, fraci și surori? Dragi copii tineri, ce cadouri îmi luați de paște ăsta? Primul lucru sunt cadourile de Crăciun. Pf, trebuie să ne pregătim din timp, că acum nu vine transportul, e întârziere. Dar cadoul pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii, Domnul Iisus Hristos, l-ai primit în inima ta? Că ăsta e cel mai mare dar, poate să-ți aducă tata toate bogățiile din lumea asta. Nu valorează nimic față de ceea ce a făcut tatăl să-l trimită pe postorul cel bun ca să te scoată din lumea aceasta rătăcită. Desigur, Dumnezeu le iubește pe toate oile și pe cele 99 care au rămas în staul, dar și pe cea pierdută. Tu din care categorie faci parte? Sau noi, din care categorie facem parte? De Domnul să nu facem parte din niciuna, amin? Adică să nu fim rătăciți, la asta mă refer. Acum puteți spune amin, da? Ci să fim din oile, din staulul lui Dumnezeu. Amin? Aici am primit un amin. Slavă Domnului! Să știți că acțiunea aceasta despre care vorbesc, izvorăște încă o dată, subliniem, dintr-o dragoste profundă pentru, subliniez, dintr-o dragoste profundă pentru omenire. La baza acțiunii lui Dumnezeu pentru a-L trimite pe Fiul Său în lume să-și dea viața pentru noi, stă această acțiune, dragostea. Și da, frate Victor, dragostea nu e în inimă, e în minte. Iubesc că am în minte. Oh, îmi bate inima. Nu, nu cu inima, cu mintea. Dragostea întotdeauna subliniez înseamnă celălalt. Asta ne-a arătat Mântuitorul. Nu a spus, vă iubesc, platonic, așa, da, mă gândesc la voi, sunteți minunați. Nu, el a acționat din dragoste și a dat viața și asta a fost și la baza a ceea ce uh, Dumnezeu a făcut și mai spun ceva. Vă dați seama Duhul Sfânt în fiecare zi, A celor care avem Duhul Sfânt. Atenție, iar fac o paranteză. Dacă nu ești din staul lui Dumnezeu, nu ești pecetuit cu Duhul Sfânt. Și dacă nu ești pecetuit cu Duhul Sfânt, nu ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Închid paranteză. Dacă Duhul Sfânt este în noi, Vă dați seama câtă dragoste și câtă răbdare are cu fiecare dintre noi? te îndură, câte, nu știu, face pentru ca noi să rămânem în continuare apropiați de Dumnezeu? Pentru ca noi să-i fim plăcuți lui Dumnezeu? De ce trebuie să fim și noi responsabili dacă nu suntem din parte din aceste oi pierdute să veghem și să-L iubim și mai mult pe Domnul nostru pentru tot ceea ce a făcut. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De ce? Pentru că Dumnezeu, ne spune Apostolul Ioan, Dumnezeu este dragost. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Frați nu vedem noi că Dumnezeu ne îndeamnă, ne îmbie pe fiecare dintre noi să ne pocăim? Haideți să purtăm numele ăsta de pocăiți cu adevărat. E greu să te smerești, să te umilești, să-ți ceri iertare. E greu. Dar să dai? Să lovești? Pff. Suntem campioni toți. Dar să iubești, să ai răbdare, să înduri, să întorci și celălalt obraz, e greu. Uitați ce spune Ezechia în capitolul 34. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Iată-mă, voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor le voi paște pe munții lui Israel de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Le voi paște cu o poșune bună și stâna lor va fi pe munții cei înalți ai lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Eu însumi, zice Domnul, eu însumi îmi în voi paște oile, eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Eu voi căuta pe cea pierdută, o voi aduce înapoi pe cea rătăcită, o voi lega pe cea rănită și o voi întări pe cea slabă. Dar le voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pasc cum se cade. Acesta este Domnul nostru, care nu numai că s-a dus și ne-a luat, numai că ne-a căutat, numai că și-a făcut timp pentru noi. Uitați ce spune S-a dus, a luat-o pe cea pierdută. Și mă gândesc de multe ori că dacă te duci după un animal, l-ai pierdut, iei o și dai să nu mai facă data viitoare. Dar Domnul Iisus n-a făcut așa. A luat oaia asta, a curățat-o de ciulini, probabil ca, nu știu, o fi fost rănită, i-a regat rănile. Și după aia știi ce a făcut? A pus-o pe umeri. Hai mi ia, hai mi mea, hai acasă, hai să te duc acasă. Ați văzut cum spune Ezechiel? O voi curăța, o voi vindeca, o voi duce la pășuni grase. Asta este ceea ce face și a făcut păstorul nostru cel bun cu noi, Domnul Isus Hristos. Cu fiecare dintre noi, cu fiecare oaie rătăcită. Și apoi spune că după ce a găsit-o, ce face? O pune cu bucurie pe umeri, o cară cu bucurie. Nu vrei ca în această dimineață poverile pe care le ai să le pui pe umerii Domnului Isus. El îți spune că te cheamă, te așteaptă, te caută. Vino la El și lasă-i povara ta. dă voie păstorului cel bun să te ocrotească, să te îngrijească și să te călăuzească. Spune că El este ușa oilor. Prin El, El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin Domnul Isus Hristos. Un păstor plin de iubire, de grijă. Mai avem un păstoraș în Sfânta Scriptură, pe David, care spune, Doamne, mângâie-mă cu Toiagul și nu iau ta dacă nu sunt pe calea veșniciei. Uneori e nevoie și de nuia. Nu o mai folosim la copii acum, sunt mari. Ne-a învățat un frate, Sfântul Nicolae, se numește, e o bucată cam de 50 de centimetri și se pune la intrarea în casă. Și doar îi spui, Sfântul Nicolae. Acum nu mai merge cu Sfântul Nicolae. Acum merge cu altceva. Cât timp, frați și surori, aș vrea să vă gândiți, să medităm fiecare dintre noi, cât timp investim noi, ca și ai Domnului, pentru oile pierdute. Cât investim în oile pierdute? Și acum nu vorbesc doar de evangelizare și aș vrea să mă bucur și să vă împărtășesc această frumoasă experiență de ieri, unde am fost 21 de frați și surori la evangelizare. 21 slăvit să fie Domnul. Și au fost câteva surori, eu am fost cu două surori care vă pot împărtăși cât de minunat lucrează Dumnezeu. Cum am fost primiți de toți oamenii, au primit devoționale, au primit Biblia, au ascultat, ne-am rugat pentru ei. Cât timp investim noi pentru cei nemântuiți? Și acum, desigur, am făcut referire la parc, dar asta e doar o părticică din ceea ce trebuie să facem noi. Cât timp ne rugăm pentru copiii noștri? Cât timp observăm că și noi, și mă includ, ne includem poate și unii dintre noi aici, observ că ai noștri copii dedică foarte mult timp telefonului. Acum, nu știu, poate n-au avut niște exemple prea bune, nu? Că și noi nu facem altfel. Dar mă întreb, dacă am dedicat mai mult timp copiilor noștri, nu știu, în orice activitate, Oare n-ar lăsa device astea mai mult? Dacă am sta mai mult de vorbă cu ei, dacă ne-am împrieteni cu ei mai mult, dacă le-am arătat dragoste mai mare și nu, ia, ia telefonul, du-te, du te du -du 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 -du, că nu mai vreau, nu mai stai acolo liniștită, fă de... Nu putem să-i creștem așa, frați și surori. Păstorul cel bun și-a dedicat timp, a investit în mine, în dumneavoastră, în toți cei pe care ne-a răscumpărat. A lăsat deoparte toate lucrurile, toate treburile. A lăsat deoparte Păstorul cel bun, veșnicia. A pus-o în stand-by, dacă vreți, deși el era parte din. chiar când era om. Dar a lăsat lucrurile miraculoase ale cerului. A investit timp, efort, dragoste pentru noi. Nu trebuie să urmăm acest exemplu și în dreptul copiilor noștri? Nu trebuie să investim acest timp, gândiți-vă, într-o săptămână 24 de ore ori 7, nu știu cât fac, dar într-o săptămână, o oră pe zi, o oră pe zi, să o dedici, poate nu, pot să, nu putem să mergem în parc, dar măcar să o dedic rugăciunii față de un suflet, de o oaie pierdută, de vecinul, de vecina, de cel de sus, de deasupra, de de desubt, de verișor, de verișoara, de mătușa, de unchiu. Înțelegeți că în toate cele trei pilde, totul a însemnat parte din pildele acesta, timp, investiție de timp. Și să știți, îndrăznesc să vă spun cu toată responsabilitatea, cea mai mare binecuvântare pe care o avem în afară de mântuire pe acest pământ este timpul. E adevărat, dacă acum nu mai avem niciun timp. Fiecare dintre noi suntem așa ocupați că nu mai am domne. Dar oare dacă ar avea o ziua 26 de ore am avea timp? Nu, știți de ce? Pentru că timpul, spunea, mi-aduc aminte un mare actor, l-a întrebat cineva, domnule, pe dumneata ce înseamnă? Nu, îi spun numele, nu contează. Ce înseamnă fericirea? Și omul ăsta dă un răspuns care m -a, pe mine m-a marcat la momentul respectiv. Înseamnă organizare. Dacă nu suntem organizați, nici timp nu o să avem. Și dacă nu ne punem deoparte timp vreodată, nici nu o să ne rugăm, nu o să căutăm oile pierdute ce ar fi fost întreb așa în nebunia mea dacă Domnul Isus nu și-ar fi făcut timp să vină pe pământul acesta. Ar fi fost preocupat. A lăsat deoparte bucuria, ni s-a spus, care era pusă înainte. Toate lucrurile. A venit să sufere. Nu ne este de ajuns exemplul Domnului Isus pentru a pune și noi deoparte timp pentru oile pierdute din casa noastră și din afara casei noastre, din staul nostru. Versetul 6 ne spune că atunci când se întoarce acasă, Domnul Iisus cu ea pe umeri, uitați ce ne spune, cheamă pe prietenii și pe săi și le zice, bucurați-vă, bucurați-vă împreună cu mine că mi-am găsit oaia cea, era pierdut, cea care era pierdută. Tema acestui pasaj și acestor trei pilde este și bucuria. Ne spune în ultimul verset pe care l-am citit că atunci când se pocăiește, un singur păcătos, unul, este ce? Mare bucurie în cer! Și ne spune Isaia 53 că atunci când va vedea rodul suferințelor sale, Duhul Său se va înviora, se va bucura și pentru el amuritat. Am și pentru oaia aceasta rătăcită. Vino la mine să te curăț, vino să te primenesc îți dau o haină albă, nouă, curată, vin în staulul pe care l-am pregătit. Ni s-a spus tot despre păstorașul David, care zicea, păstorul meu cel bun, el mă paște la ape de odihnă. Și apoi spune că la final, că vom fi împreună. Unde vom fi împreună, frați și surori? Unde? Că lumea de afară zice, nu știu, Maică. Toată lumea se duce unde? Nu știu. Unde trebuie să ne răspundem? Unde vom petrece cealaltă viață? Ieri o doamnă, 40 de ani, zice, domne, după 40 de ani, nu știu de ce am început să fim așa, să fiu așa, mai căută, să caut pe Dumnezeu. Avea vreo, trei copii avea. Și a, până la 40 de ani nu a avusese această căutare. Și am spus, doamnă, Căutați-L pe Dumnezeu unde trebuie, în Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne-a lăsat scrisoarea sa de dragoste, avem toate informațiile, avem tot ce trebuie. Alții ne-au zis, da, ne domne că voi stăți ăștia de n prindeți lumânări, nu credeți cu Maria. Doamne, noi credem cu Maria, Maria a fost cea mai binecuvântată femeie de pe întregul pământ, l-a purtat în pântei pe Sfântul Domnului Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dar nu-i vorba despre Maria, despre lumânări, e vorba despre dumneavoastră, că dacă la noapte mergeți, unde ajungeți? Unde merge? Eu nu vreau să merg unde merge toată lumea. Eu vreau să merg în staulul păstorului. Vreți și dumneavoastră? E pregătit. Domnul Iisus a făcut tot. Cina, de pe care o să o... În prima zi, probabil, când o să fie restaurată împărăția. Vom lua parte la masă. Și bucuria nu este doar a Mântuitorului, ci a Îngerilor și a Lui Dumnezeu. Apoi, legat de acest verset, ar trebui ca și noi să avem bucuria slujirii. Să ne bucă, -o, o, iar trebuie să mă duc, iar trebuie să fac, iar, iar, iar. E adevărat că și eu de multe ori când vin aici, îmi bate inima de mă întreb, Doamne, ce caut aici? Mă gândesc, dacă fac un infart, nu știu pe cine să zic să mă ridice. Că mi iese inima din piept. Dar să știți că cu toate acestea, am o bucurie că pot să slujesc. Ca să poți să vii aici, vă spun așa, din... trebuie să postești, trebuie să te rogi, trebuie să stai să, te... să vorbești cu Domnul, Doamne, ce să vorbesc, ce să zic acolo. E o investiție. Nu spun asta spre lauda mea, ci o spun că trebuie să avem fiecare această bucurie a slujirii, oricare ar fi ea, să investim timp și haideți să investim timpul acesta în ceva folositor pentru veșnicie, că dacă îl investim doar în lucrurile materiale, ni se spune că ele ce vor face? Vor trece cu foc și cu troznet. Dar lucrurile în care investim cele spirituale vor fi veșnice. Fiecare lucrare, spune Domnul Iisus, păstorul nostru, va fi dată pe față. Unul va fi zidit pe piatră, altul pe nisip, altul pe paie. Noi pe ce zidim? Haideți pe stânca cea bună. Haideți să ne organizăm timpul. Haideți, iertați-mă și nu o spun așa cu supărare, haideți să fim toată biserica la evangelizare. Să mergem în tot Bucureștiul, că ieri ne făceam probleme. Doamne, suntem 21 împărțit la 7, la 3, 7. N-am fost 7 grupe vreodată de când merg la evangelizare. Unde mergem? Și ne-am împărțit. Sunt parcuri în București, slavă Domnului. Frați și surori, dacă nu, încă o dată nu vreau să jignesc pe nimeni, că poate îmi cer iertare și la ultimele mesaje, poate am fost puțin mai incisiv, mai, nu știu, să știți că n-am nimic cu nimeni. Dacă aș avea ceva, chiar m-aș duce și a spune personal. Eu mă rog, postesc și sper ca Domnul să se folosească de mine aici, nu altceva. Că nu-mi doresc să stau în fața ei să-mi ia să inima din piept că n-am nicio bucurie în sensul ăsta. Dar am o bucurie dacă eu, după ce studiez cuvântul lui Dumnezeu, ies câștigător și și dumneavoastră, dacă plecați de aici, plecați cu ceva în desaha sufletului dumneavoastră. Atât. Dar asta, încă o dată, înseamnă timp, investiție în timp. Păstorul și-a făcut, a găsit oaia, a adus-o, a spălat-o și a băgat-o în staulul acesta. Și apoi s-a bucurat. Dumnezeu a acționat în ceea ce ne privește frații și surori, cu har și cu îndurare, cu fiecare dintre noi. Cum acționăm și noi în dreptul celor care nu sunt născuți din nou? Am avut un vis, să nu rădeți, mai avem și visuri, vise. Am avut un vis în care se făcea așa, că era un om din lume care îmi făcuse un rău, un mare rău. Și aveam o unealtă în mână pe care deja a început să o, pregătesc ca să-i fac nu știu ce, ceva, o glumă, dar știam că în urmă, nu era glumă, că îmi dădeam seama că îi făceam ceva cu acea unealtă, dar în urma acelei acțiuni pe care o făceam, îl răneam pe omul ăla foarte rău. Și în momentul în care pregăteam unealta asta, îi puneam tot, o șlefuiam nu știu ce, aud o cântare. vorbește de Hristos. vorbește de Hristos. Frați și surori, în somn, m-a străpuns în inimă. Eu voiam să mă duc să-i fac omului un rău, pentru rău pe care mi-l făcut. Dar Domnul la asta ne cheamă, frați și surori, să vorbim despre Hristos, să vorbim despre dragostea sa, dar încă o dată, insist, vă rog, repet, asta înseamnă investiție. Soția e cu un grup de surori cu care se întâlnesc nu știu, doi ani, un an jumate, nu mai știu. Nu vor să se pocăiască fetele astea sunt -o două la număr neam, dar nu vor. Dar insistă. La studiu miercurea sau joia, se întâlnesc cu ele. Investiție de timp. Investiție de timp. Vă spun în dreptul meu, socrul meu, de câte ori mi-a zis Cristi, hai la adunare, Cătălina, hai la adunare, hai la adunare, hai. timp, timp, timp. Asta a făcut păstorul, a investit timp în noi și iată ne-a adus la mântuire. Cred, frați și surori, cu tărie că trebuie și noi să investim timp. Și dacă încă o dată nu insist cu partea asta cu ieșitul în parcă, poate nu doriți, nu vreți, nu e nicio problemă, dar luați-vă persoane din jurul dumneavoastră cu care să vă întâlniți, să invitați acasă la masă, cu vecinul, vecine, haideți să spun, uite ce zice Sfânta Scriptură, cu copilul, iar insist, Vorbesc în ultima perioadă cu o psihologă și îi spune: Toate problemele vin din lipsa relației părinte-copil. Nu s-a sădit la momentul potrivit ce trebuia. Trebuie investiție, trebuie relație, comunicare. Dacă nu, deci cu copiii noștri, clar, nu trebuie să mai zic că investim timp. Cu vecinii, cu rudele. Dacă nu, în parc. Măcar cu rugăciune v mai zis de aici data trecută, cred, de, nu, cu două deții înainte, de George Müller. Știți, nu mai uh, spun cine a fost, care s-a rugat 63 de ani pentru un prieten. Nu s-a pocăit. Omul ăsta s-a pocăit după ce a murit George Müller. Frații și surori, 63 de ani și m-am gândit, Doamne, de ce a făcut lucrul ăsta? Și știți care e răspunsul? A avut roada Duhului Sfânt. Care este? În de lunga răbdare. Doamne, dă-ne roada aceasta, te rugăm frumos. Noi vrem când? Nu acum, că e prea târziu, ieri. Mâine, uh, uh, deja. Nu se poate, frați și surori. Eu aș vrea pe amândouă fetele mele să le, să le mântuiască Domnul astăzi, dar nu se poate. Nu am cum. Stau, mă uit în sus și spun, păstorule, ai grijă și de ele. Mai mult de atât ce poți? Da, să le fiu un exemplu, să stau de vorbă așa cum am spus. Dar lucrarea este a Duhului Sfânt, care este desigur, așa cum știm toți, mă apropii de încheiere, este o lucrare tainică. Uitați, nu mai citesc că nu mai este timp. În Matei, când va fi judecata finală, va pune la o parte, de o parte caprele și de o parte oile. Și va spune oilor, da, tot despre, veniți la mine binecuvântații lui. Și spune acolo, mi-ați făcut asta, mi-ați făcut asta, ați făcut, Doamne, când, cum, noi nu ne aducem aminte, eu am fost un rob netrebnic, Doamne, tu, tu, tu mă iei pe... Și după aia le explică Domnului Iisus, uite ce ai făcut aia. Și știi ce spune la, la sfârșitul versetului? Toate lucrurile pe care le-ați făcut, lor cui le-ați făcut? frați și noi când investim timpul ăsta, nu pentru mine sau pentru ce? pentru Domnul. Când dăm un pahar cu apă, Domnului îl dăm. Când unul ne face rău și noi venim cu bine, Domnului îl facem. Când ne pasă de oile rătăcite ale lumii acesteia, de Domnul ne pasă și de crucea sa. De El ne pasă. Nu de noi, noi nu suntem nimic. Și n-am fi nimic fără El. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați-vă dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la seceriș. Duceți-vă, le spunea Domnul celor 70 de ucenici, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Haideți să-i urmăm și noi exemplu, fracii și surori, Domnului. Haideți să ne acordăm timp, haideți să acordăm atenție celor care nu sunt din staulul păstorului cel bun. Haideți să punem timp deoparte. Haideți să investim în oameni, că ei sunt cei mai depreți pentru, pentru Dumnezeu, cel mai depreț este sufletul omului, omul în sine. Haide și noi să facem investiția aceasta. Cu timp, cu răbdare, cu înțelepciune și chiar dacă ne supără, chiar dacă ne enervează, chiar dacă nu se pocăiesc atunci când am vrea noi să avem răbdare. Doamne ajută-ne, te rugăm frumos. Domnul Iisus spune, mai am, multe, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Și după aia Apostolul Pavel spune, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit. Înțelegeți paralela? Că noi suntem responsabili pentru răspândirea miresmei plăcute a Evangheliei. Prin vorbire, prin putare, dar mai ales prin timp. Prin investiția în oameni. Da, e bine să investim și în copii și în educație și în toate lucrurile, dar trebuie să facem ceea ce Domnul ne-a spus. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Haideți să nu răsturnăm lucrurile, ci să investim în împărăția lui Dumnezeu. Amin! Frații și surori, cât Domnul Isus a fost pe pământul acesta, a fost preocupat să caute pe oamenii pierduți, oile pierdute. Asta a făcut. N-a stat într-un lung trei ani de misiune sau câți au fost n-a avut unde să-și pună capul. A fost bagiocorit, maltratat, chinuit, sete, foame, arșița din Ierusalim, unde sunt, nu știu, 40-50 de grade. Ocărât, bagiocorit, chinuit, asuprit, n-a deschis gura, ci a mers să caute ceea ce era pierdut și a adus slavă lui și noi suntem oile, rodul suferințelor sale. Slăvit să fie numele Domnului. Și suntem puțini aici, dar gândiți-vă pe întreaga fața a pământului. Câte mii și mii și poate sute de mii de credincioși. Și dacă nu ești parte din acești credincioși, te rog în numele Domnului, te rugăm în numele Domnului, împacă-te cu Dumnezeu astăzi. Vă mai spun ceva, Roada Duhului Sfânt nu este doar în răbdare. Știți care mai este? Câte roade, Duh roade ale Duhului Sfânt? Țineți minte, dacă nu țineți minte, 10 minus 1, 9. 10 minus 1, 10 minus 1. Luăm un deget și rămân 9. Încă o roadă a Duhului Sfânt este facerea de bine. Ce mai mare binefacere este să-i spui unui om Evanghelia? Niciuna. Așadar, îndelungă răbdare, pentru cei care nu sunt mântuiți și apoi să ne gândim că a face bine este de fapt o roadă a Duhului Sfânt. Am să citesc în încheiere din 2 Corinteni, capitolul 2, 2 Corinteni, capitolul 2, câteva versete care să ne rămână în această dimineață. 2 Corinteni, capitolul 2, care ne spune așa Apostolul Pavel. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață la viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată, cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Amin. Așa să facem, frați și surori. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.